Premiul pentru digitalizare își propune să țină cont de tendințele în domeniu. Iar câștigătorul, care nu este astăzi alături de noi, se numește Life is Hard. Haideți să-i dăm un rând de aplauze. Cred că Life is Hard, prin ceea ce au făcut pentru piața românească de brokeraj de asigurări și pentru piața de asigurări în ansamblu, își merită din plin acest premiu, care e așa un pic în afara pieței, dar foarte legat de către ea.